Un fost candidat USR la alegerile parlamentare din 2016 a găsit de cuvință să își bată joc în mod grosolan de fata din Galați, care a fost ignorată de polițiști, deși sângera abundent. Dragoș Coste a scris pe Facebook cuvinte obscene la adresa copilei de 14 ani. Panarama aia mică și-a până a rupt-o ăla și toată lumea acuză polițiștii că ce? După ce mințise că a fost violată. Bă, ia mai lăsați-mă dracului în pace cu toate vagaboandele României și cu feministele voastre tâmpite. Deja mi-a ajuns cu toate care fac audiență. A scris fostul candidat USR pe Facebook. Postarea sa a ajuns virală și a stârnit numeroase critici. Internauții l-au taxat pentru cuvintele sale scandaloase la adresa fetei. Dragoș Coste a fost și în trecut subiectul unei dispute. În 2016, el a demisionat din partidul USR după ce a scris pe Facebook că românii sunt primitivi, troglodiți și ființe înapoiate.